În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate cerei sunt Înghietorule, Duhul adevărului, care pe totindeni și pe toate le binești. Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul despre tale noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Las loc. În primul rând, bună seara. Numele meu este Petrop George Daniel și sunt consilierul cultural de la Arhiepiscopia Tomsului. În această seară, cu binecuvântarea mea preasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomsului, din binecuvântate pricini nu poate fi în mijlocul nostru, am fost delegat acum vreo 4 ceasuri ca să fiu în mijlocul frățiilor voastre și să discutăm un pic pe marginea temei conferinței din seara aceasta. Încă dintr-un început trebuie să îmi exprim bucuria de a fi în mijlocul frățiilor voastre și să mă bucur de amploarea titlului din această seară. Așa cum știți, conferința din seara aceasta poartă titlul de Dușmanul meu personal și Dușmanul cetății. Un titlu deosebit, un titlu profund, un titlu care poate fi analizat din foarte multe perspective și cu siguranță într-un mod pluridisciplinar. Pentru ca prezentarea mea din seara aceasta să nu dureze foarte mult, am să mă rezum la prezentarea temei numai din trei perspective, și anume, din perspectivă filozofică, din perspectivă antropologică și din perspectivă teologică. Dacă intrăm puțin în profunzimea filozofiei, ca să spun așa, și începem cu Aristotel, vedem că ei definesc omul ca pe o ființă rațională, sau mai bine spus, ca pe o ființă capabilă să gândească rațional. Și se cam opresc aici. Spre deosebire de teologie care merge dincolo, merge către Dumnezeu, în sensul că omul nu mai e individ, ci e persoană. Prin aceste cuvinte am să vă explic în cele ce urmează care este diferența dintre individ și persoană, ca să vedem că acolo unde filozofia este mărginită de materialitatea lumii, teologia vine și ridică omul la adevărata sa valoare. Dacă individul din filozofie este concentrat spre sine și realizează tot felul de relații cu semenii, dar bazate pe o formă de egocentrism care presupune ca relațiile dintre semeni să ne aducă un beneficiu personal, în teologie lucrurile stau cu totul diferit. În teologie, prin raportarea noastră directă la Dumnezeu, omul nu mai este individ capabil să gândească rațional, ci este persoană care se raportează la persoanele Sfintei Treimi, realizează un dialog real cu ele și, mai mult decât atât, răspunde iubirii persoanelor Sfintei Treimi. În filozofie nu poate fi vorba de așa ceva. De aceea, filozofia, când vorbește despre dușmanul personal, așa cum spune titlul conferinței din această seară, se referă strict la tot ceea ce putem defini ca material. Dușmanul meu personal este un alt individ care împărtășește sau are alte dorințe diferite față de mine. Deși putem coabita în cadrul acelei societăți, totuși ne putem face rău unul altuia pentru a dobândi, ca să spun așa, interesul personal. În teologie lucrurile stau cu totul altfel. Dar până ajungem la teologie, haideți să discutăm puțin de partea antropologică. Analiza antropologică a acestei teme sau a temei din această seară presupune ceva mai multă profunzime decât filozofia. Pentru că persoana umană, din perspectiva antropologică, poate face ceva ce filozofia nu cunoaște.
dialogul cu Dumnezeu despre care v-am spus mai devreme. Fără dialogul personal, real, deschis între persoana umană și persoana divină, omul tinde, așa cum spune filozofia, tinde către nicăieri. Iar omul nu a fost creat să tindă către nicăieri. Prin definiție teologică, omul este persoana capabilă de dialog și iubire cu Dumnezeu pe verticală și cu semenii pe orizontală. Și atunci continuăm și spunem, cum este posibil ca o persoană care se definește din perspectivă teologică să-și asume în același timp și degradarea de a fi dușmanul cuiva? E o întrebare foarte bună, care poate avea foarte multe răspunsuri. Ca să înțelegem acest lucru, trebuie să plecăm de la referatul biblic în care ni se prezintă originea răului. Așa cum știți, sunt unii care, din diferite motive, mai puțin sau mai mult documentate, dar în general mai puțin documentate, afirmă că originea răului este în Dumnezeu. Fals. Dumnezeu, fiind bunătate și iubire absolută, nu putea crea ceva rău. Și tot din iubire, îl creează și pe Lucifer, și pe om, dându-le cel mai mare dar care se poate da. Și atenție, nu este aducerea la existență, ci darul libertății. Că ce-ar fi ca omul să fie viu și să nu fie liber? Este imposibil că Dumnezeu s-ar contrazice pe sine însuși. Așadar, originea răului nu este în Dumnezeu, ci în alegerea liberă și conștientă întâi a lui Lucifer, care a vrut să fie ca Dumnezeu. De ce? Pentru că el a conștientizat faptul că, neavând nicio legătură cu materialitatea, nu putea fi atras de ea. Însă n-a conștientizat faptul că putea cădea prin mândrie, ceea ce s-a și întâmplat. Și vedem referatul biblic că îl prezintă pe Lucifer ca cel mai frumos dintre îngerii creați. Și totuși el astăzi este stăpânul răului. Cum a ajuns așa? Cu îngăduința lui Dumnezeu, pentru că nu s-ar fi putut face nimic fără această îngăduință, însă Dumnezeu a îngăduit aceasta pentru ca să nu știrbească libertatea, adică cel mai mare dar. Deci răul a fost o alegere. Alegerea lui Lucifer, care a zis, în cer mă voi sui și scaunul meu îl voi pune peste stelele cerului și voi fi asemenea Dumnezeului celui prea înalt. Numai când a gândit aceasta, cerurile s-au deschis, așa cum știm, și el și ceata lui de răzvrătiți au căzut din raiul gătit lor. Și vedem că aici este originea răului. Nici de cum o Dumnezeu. Mergând mai departe, ajungem la referatul biblic unde ne este prezentată căderea fotopărinților Adam și Eva. Așa cum știți, și aici ține tot de o alegere. Adam a ales să cadă din iubirea lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu. Indiferent de ispită, diferența dintre el și Lucifer este aceea că Lucifer a căzut fără ispită. Pe când Adam a căzut în urma unei ispite. Ceea ce înseamnă că pentru Lucifer există imposibilitatea revenirii la starea cea din tâi. Pe când omul, prin pocăință, poate reveni la starea cea din tâi. Și vedem că chiar și în momentul căderii, sau după cădere, mai bine spus, Dumnezeu pregătește prima cale să-l salveze. Întrebându-l, Adame, unde ești? Păi sunt gol și m-am ascuns. De ce te-ai ascuns? De unde știi tu că ești gol? Deci, practic, conștientizează imediat efectele păcatului, se ascunde de rușine de Dumnezeu, dar nu mărturisește și nu cere iertare, ci dă vina pe Dumnezeu zicând, femeia pe care tu mi-ai dat-o, eu mi-a dat să mănânc. Și de asta am făcut neascultare față de tine. Deci Dumnezeu îi oferă prima șansă de vindecare.
Când îl întreabă, dar de unde știi că ești gol? De unde știi că ai greșit? Și în loc să spună, iartă-mă, Doamne, alege liber și conștient păcat. Știți referatul biblic despre cădere și tot ce s-a întâmplat? Unde vreau să ajung aici? Că dușmanul personal din zilele noastre își are originea în tatăl mândriei, adică în Lucifer. Să nu credeți că omul a fost creat cumva rău sau cu abilitatea de a face rău. Abilitatea de a face rău este una dobândită, nu este una pe care să o avem în noi prin creație. Aduceți-vă aminte de Cartea Facerii unde spune că după ce au fost toate create, ele au fost bune foarte. Nu foarte bune, ci bune foarte. Această inversiune având obiectivul tocmai de a accentua și mai mult faptul că întreaga creație era desăvârșită. De aceea, Sfântul Efrem Sirul spune așa, că cel mai mare dar dat omului de Dumnezeu este libertate. Și neștiind cum să gestioneze această libertate, a căzut în păcat, a ales să continue în păcat și așa mai departe. Așadar și dușmanul personal de astăzi, care și are originea în Lucifer, alege să fie dușman. Alege să practice răutatea din diferite motive. Cel care alege să facă aceasta, alege în același timp să se limiteze pe sine din persoană capabilă de a vorbi și a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele, ajunge să fie la nivelul animalelor care lucrează din instinct doar pentru propriul interes. Și acum, ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile, o să vedem că, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, Dumnezeu este iubire. Nimic nu poate fi mai presus decât iubirea lui Dumnezeu, iar sentimentul pe care noi îl avem prin creație, că vrem, că nu vrem, este acela de a tinde către Dumnezeu. Omul chiar și căzut, deși a plecat sau înclinat spre păcat, n-a putut renunța niciodată la tinderea sa către Dumnezeu. Și acest lucru este evidențiat și de filozofie, și de antropologie, în special de antropologie, și de teologie. Ființa umană, persoana umană, tinde în mod firesc de Creatorul ei. De aceea spune la Eclesiast, capitolul 12, versetul 12, că trupul se întoarce în pământul din care a fost luat, iar sufletul la Dumnezeu care l-a dat. Și acesta este un dat, nu e o alegere a noastră. Numai întorcându-le la Dumnezeu, persoana umană se poate împlini pe sine, căci trăind în iubirea lui Dumnezeu, nu mai contează nimic altceva. Adam, când a fost izgonit din Eden, ca urmare a neascultării săvârșite, n-a spus niciodată casa mea, apa mea, pădurea mea, femeia mea și așa mai departe. Niciodată. Pentru că știa că le-a primit în dar de la Dumnezeu, că el n-a făcut nimic pentru ele. Însă noi astăzi ajungem să fim dușmani tocmai prin dorința de împropriere. Casa mea, mașina mea, pădurea mea, apa mea, totul e al meu, nimic pentru celălalt. Iar această dorință are ca fundament păcatul care l-a aruncat pe Lucifer din cel mai frumos sânge. Cel mai mândrie. Numai o persoană, numai un om mândru poate deveni dușmanul cuiva. Iar formularea dușmanul personal este magistrală. Și am să vă spun și de ce. Când spui dușmanul personal, e atât de profund și atât de profunzimea reiese din apropierea față de cel care te dușmănește. Din perspectivă din perspectivă filozofică, afirmația este perfect legală în sensul că fiecare poate dușmăni pe fiecare. Însă din perspectivă teologică, lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu fiind însăși iubirea,
iar noi fiind creați după chipul și asemănarea sa, tindem în mod firesc către El, ca să fim ca El, adică iubire, cum? Manifestându-ne iubirea către celălalt. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu, pe care nu l-ai văzut, iar pe aproapele tău care e lângă tine și este făcut după chipul lui Dumnezeu, îl urăști, îl dușmănești. De aceea este imperios necesar ca toată raportarea omului să se facă întâi către Dumnezeu, căci numai așa înțelegerea este una autentică în Duhul lui Hristos. Fără această raportare, omul devine acel animal în dumnezeiță, animal însuflețit, despre care vorbește filozofia. Capacitatea de persoană este cea care ne capacitatea de persoană este cea care ne pune în relație cu Dumnezeu. De aceea teologia depășește cu mult filozofia, nu prin cuvinte alese, ci prin trăirea duhovnicească care îl ridică pe om în transcendența lui Dumnezeu. Filozofia vorbește în general de tot ce este imanent. De ce este senzorial? De ce putem atinge? De ce putem înțelege rațional și prin intermediul simțurilor? Teologia este cu mult mai mult. Este cea care, prin care omul transcede timpul către întâlnirea cu Dumnezeu absolut. O definiție plină de sens, pe baza căreia putem vorbi 2 săptămâni de acum încolo. Fără să ne abatem cumva de la subiect. Ce vreau să scot în evidență este că dușmanul personal despre care vorbește conferința de astăzi poate fi prezentat din perspectivă filozofică, în termeni corecți. Însă din perspectivă teologică e foarte greu de prezentat. Pentru că Dumnezeu, fiind iubire, ne învață să ne iubim chiar și dușmanul. Omul este corona creației. Dar corona creației, ca să ajungă către desăvârșire, trebuie să fie împodobită cu cea din tâi coroană a teologiei. Și anume, dobândirea virtuții iubirii. Este foarte ușor să-L iubești pe cel care te iubește. De aceea, Mântuitorul Hristos, venind în lume, El ne iubi pe toți, și pe cei buni și pe cei răi. Dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și lucrează mai mult pentru cei răi decât pentru cei buni. Uitați-vă că întreaga Scriptură este plină de pilde în care Mântuitorul Hristos se apleacă către cei păcătoși, căci aceia au nevoie de doctor, nu cei buni, nu cei sănătoși, cei drepți. Ce înțelegem de aici? Că omul ca persoană teologică are datoria de a ajunge și de a dobândi, mai bine zis, virtutea iubirii, pe baza căreia poate dobândi asemănarea cu Dumnezeu. Și dacă dobândești virtutea iubirii, acest dușman personal devine un prieten personal. Deși el îți vrea răul. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Așa spune Sfânta Scriptură. E mare taină să poți să faci lucrul acesta. Dar dobândirea acestei virtuți a iubirii se poate realiza numai prin iubirea celui care te urăște. Dacă iubești pe cel ce te iubește, nu cunoști această virtute. Această virtute se dobândește doar prin iubirea celui care îți vrea răul. Răul poate avea numeroase forme. Așa cum știți, sunt foarte multe științe care prezintă într-o formă mai detaliată sau mai puțin detaliată aspectele răului. Important este că noi, ca persoane teologice, nu avem cum să nu înțelegem originea răului despre care v-am vorbit, faptul că nu Dumnezeu este creatorul răului și îl îngăduie pe pământ, nu pentru că n-ar putea să-l distrugă, ci tot ca să nu cumva să îngrădească liberul arbitru. Dacă Dumnezeu ar interveni în istorie
ca să oprească răul, s-ar contrazice pe sine. N-ar mai fi Dumnezeu absolut. Este adevărat că El intervine în istorie pentru a distruge moartea și implicit răul și păcatul și așa mai departe. Dar cum? Prin propria jertfă. El nu interzice nimănui să facă nimic. Ce spune? Cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci El nu interzice nimănui să facă nimic. El vine și prin jertfa sa schimbă firea noastră în mod ontologic, din interior către exterior. Ca omul să nu dorească să facă rău. Să nu dorească să ajungă dușmanul personal al cuiva. De asta Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat la plinirea vremii, cum spune la Galateni 4:4, acceptă de iubire pentru noi, se face om asemenea nouă, iar noi, ca un prieten, ironic vorbind, îl punem pe cruce. Deci noi suntem dușmanul personal lui Hristos, că l-am pus pe cruce. Și să nu judecăm pe cei care l-au pus atunci pe cruce, că și noi îl punem pe cruce astăzi prin păcatele noastre. Păcatul este călcarea cu bună știință și îndeplină libertate a poruncilor lui Dumnezeu. Păi dacă sunt porunci, porunci să fie, cinstim săptămâna aceasta pe Marii Brâncoveni. Ei știu ce a însemnat porunca divină. După ce a condus impecabil 25 de ani prin diplomație, ajunge fața poruncii. Și ce face? Se leapădă de credință? Sau acceptă porunca tiranului păgân de a le tăia capetele? De ce? Ca Hristos să le ofere cununa mucenicii. Nu există un dar mai mare pe care ți-l poate face însuși Fiul lui Dumnezeu. El care a gustat moartea pentru noi, ca noi să fim vii. Uitați-vă în cartea profetului Daniel. O să vedeți acolo că toți drepții Vechiului Testament, indiferent de starea lor, indiferent cât de bune au fost, toți au mers în iad. Profetul Daniel numește iadul Sheol. Porțile raiului au fost închise. De ce? Pentru că nimeni n-a fost vrednic de împăcarea cu Dumnezeu. Numai jertfa Fiului lui Dumnezeu întrupat la plinirea vremii, cum v-am spus, deschide din nou porțile raiului. Și cine este cel din tâi care intră pe aceste porți? Tâlharul de pe cruce. Cel care i-a spus Mântuitorului: pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta, că noi suntem vrednici de o sânt, dar tu n-ai greșit cu nimic. Iartă-mi prostia din cap și pomenește-mă când vei fi într-o împărăția ta. Și Mântuitorul lui spune, cu adevărat îți spun, astăzi, nu mâine, poimine vedem, astăzi vei fi cu mine în rai. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, tâlharul a fost atât de hoț încât a furat și împărăția cerului. O metaforă frumoasă, dar reală. Primul care a intrat în rai a fost tâlharul de pe cruce. Prin mărturisirea ultimă, plină de toată credința din lume. Acolo unde filozofia despre care am vorbit la început nu poate penetra transcendența lui Dumnezeu, acolo mărturisirea sinceră și curată, făcută din iubire, ajunge până la Dumnezeu. Mare taină cu ortodoxia. Mare taină cu teologia pe care o iubim atât de mult și pentru care martirii brâncoveni și-au dat viață. Puteau să renunțe, dar nu au făcut. Ce părinte are tăria de caracter să stea drept atunci când copiii lui sunt efectiv măcelăriți? Câtă iubire pentru Dumnezeu! Când cel mic a căzut la picioarele tatălui său, ce i-a spus părintele său? Am pierdut tot, să nu ne pierdem și sufletele. De ce? Pentru că omul prin teologie se definește ca ființă dihotomică, alcătuită din trup material și suflet spiritual. Ceea ce înseamnă că trupul se supune legilor fizicii și se întoarce în pământul din care a fost luat, iar sufletul
care, atenție, nu este veșnic, că nu e deodată cu Dumnezeu, însă este nemuritor. Sufletul care nu moare niciodată se întoarce înapoi în iubirea Sfintei Treimi. Pentru ei, ca martirii lui Hristos, cu adevărat sunt în iubirea Sfintei Treimi. Întrebarea este alta. Unde suntem noi? Unde vom fi noi? Dușmanul personal care se poate raporta la fiecare dintre noi, unde îl poziționăm în relația cu Dumnezeu? Într-un fel sau altul, prin înclinația către rău, toți tindem așa un pic spre a fi dușmanul cuiva, spre a ne dori ceva din ce are altcineva. Și asta este o formă de a fi dușman personal. Dorindu-ți ceva al altcuiva și râgnind la acel ceva și dorindu-l nu prin muncă, ci prin alte mijloace pe care prin care să le am acum. Ce vreau să zic prin aceste cuvinte este acela că dacă n-ajungem la dobândirea virtuții iubirii, greu ne ieșim din starea de dușman personal, așa cum spune titlul conferinței de astăzi. Așadar, dușmanul personal, care poate fi în oricare dintre noi, nu poate fi dobândit, nu poate fi distrus, mai bine, nu poate fi distrus decât cu post, cu rugăciune, cu asceză. Lipsa dialogului nostru cu Dumnezeu face oportună prezența diavolului lângă noi. Și să nu credeți că e o metaforă. Știți care e prima poruncă a diavolului? Fă ce vrei. Că omul este înclinat spre rău oricum și face numai prostii. Și mai mult decât atât, cea mai importantă dorință a diavolului este aceea să-l facă pe om să creadă că el nu există. Dacă nu există diavol, nu există rai, nu există iad, nu există pedepse. Și atenție! Un aspect foarte important despre aceste pedepse. Am spus că Dumnezeu este iubire. Deci cum poate pedepsi însăși iubirea? Dumnezeu nu este Cel care ne pedepsește pe noi. Noi suntem cei care ne pedepsim, căci toate suferințele și pedepsele pe care le primim sunt consecințe firești ale acceptării păcatului. Noi ne autocondamnăm și noi suntem cei care cerem pedepsă. Știți că Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este și drept. Și judecă cu bunătate, dar după dreptate. Iar dușmanul personal, pe care într-o formă sau alta îl avem întipărit sau înrădăcinat în noi, nu poate fi eliminat decât cu post, cu rugăciune, cu Sfânta Mărtășanie, cu participarea la toate Sfintele Taine. Altfel, suntem în afara relației cu Hristos. În afara relației cu Dumnezeu, de unde nu poate veni absolut nimic bun. Numai înțelegând că omul nu se poate defini în mod real în afara relației sale cu Dumnezeu, că altfel va ajunge ca la filozofie. Un animal, ceva rațional, care se duce către nicăieri. Cum spunea Petrețuțea, că omul vine de nicăieri și se duce către nicăieri. Din perspectivă filozofică vorbim. Căci din perspectivă teologică, tot el spune că lucrurile stau cu totul altă. Mare teolog, acest mare filozof. Continuând prelegerea de astăzi, o să facem o diferență dintre dușmanul personal și dușmanul cetății. Dușmanul personal îl putem ierta. Suntem datori să-l iertăm și să-l iubim. Teologia sau Sfinții Părinți ne învață că atunci când primești o palmă, poți să întorci și celălalt obraz. Deci totul se rezumă la propria ta persoană, deci la propria ta smerenie. Este adevărat că Mântuitorul Hristos, când a fost pălmuit de către soldați, nu a întors celălalt obraz.
De ce oare? Pentru că era nevinovat. Pentru că a spus mai departe, dacă am greșit cu ceva, dovedește. Dacă nu, de ce mă bați? Profunde cuvinte, rostite de însuși Fiul lui Dumnezeu. Câtă iubire poate să fie avut pentru noi, care ne putea recrea din nou, ne putea face din nou. Și totuși nu. A ales ca El să moară pentru noi, ca prin moartea Lui omenească, ca să spun așa, să ne schimbe pe noi ontologic din interior către exterior. Și evreii aduceau jertfe de împăcare cu Dumnezeu, dar erau lucruri materiale exterioarelor. Nu se schimbau cu nimic ontologic. Se duceau, aduceau jertfele ca la piață, un ritual bazat pe nimic. Pe când Hristos nu mai vrea jertfă de la noi, nu mai vrea asemenea jertfe. Duhul umilit, adică smerit, inima înfrântă și smerită, cum spune. Vedeți? Aceasta este jertfa pe care putem să o aducem. În fața dușmanului personal. Dacă mă lovește dușmanul personal, nu pot să spun decât iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Sau că nu știe ce face. Depinde cât sunt. Însă, diferențele fundamentale apar acolo unde de la dușmanul personal se trece la dușmanul cetății. Dacă în primul caz suntem datori să-L iertăm, suntem datori să-L iubim, suntem datori să ne rugăm pentru îndreptarea Lui sau să-L încercăm noi prin orice alte mijloace să-L îndreptăm, când vine vorba de dușmanul cetății, lucrurile nu stau așa. Când cetatea este amenințată, se poate pune mâna chiar și pe armă. De ce? Pentru că nimeni nu are dreptul să intre în cetatea care reprezintă rădăcina ta ca popor. Rădăcina ta ca neam și ca virgulă credință. Dacă o cetate își pierde rădăcinile, își pierde neamul, își pierde credința, cu adevărat toți membrii cetății își pierd sufletele. De aceea, dacă în primul caz ne rugăm pentru iertarea celuilalt, în al doilea caz lucrurile stau cu totul altfel. În al doilea caz punem mâna pe arme și ne apărăm credința cu prețul vieții. Și avem dovada vie atâția domnitori pe care i-am avut. Sfinții brâncoveni pe care i-am tot menționat, Sfântul Ștefan cel Mare, care cu oaste mică punea mâna pe sabie și ieșind în fruntea poporului, toți îl urmau și fără șosete în picioare și fără sabie, fiecare cu ce avea de mână. Dar toți erau cu domnitorul lor. De ce? Pentru că luptau pentru neamul lor, pentru cetatea lor, pentru credința lor. Iar astăzi ce facem? De bună voie și nesiliți de împrejurări, suntem prea ocupați cu problemele minore ale vieții, ca să spun așa, și nu avem nicio problemă cu cei care ne calcă în picioare credința, cultura și așa mai departe. E normal să. A devenit o propoziție foarte la modă. E normal să, nu știu, să fumăm cu toții, să facem, să... E normal LGBT-ul și așa mai departe. Doamne ferește de asemenea normalitate. Și o să vă dau un exemplu concret. Din viața personală. Am niște prieteni buni, zic eu, care până să mă cunoască, n-aveau o relație cu biserica. Și noi ne-am cunoscut cam în perioada aceea cu votul pentru LGBT, cu prostiile, știți, cu familia tradițională pentru noi și alte dorințe pentru ei. Referendumul. Da. Și îmi spunea, de ce să mă duc eu atunci la referendum, că pe mine oricum nu mă interesează. Ca să nu intru într-un conflict cu el, că știți că cel mai deștept cedează, i-am explicat termenii teologici ai problemei. Însă n-am intervenit în libertatea lui. Nu i-am impus du-te să. Nu.
Și Dumnezeu îngăduie următoarea lucrare. A plecat împreună cu familia în Anglia să presteze diferite munci. Și după câteva luni, vine cu ochii bulbucați la mine și spune: n-am crezut că efectul este atât de puternic. Despre ce efect vorbești? Acolo în Anglia stau bărbații unul cu altul pe stradă și se sărută ostentativ, așa și așa mai departe, toate tâmpenile. Și copilul meu ce face acum? El are o fetiță. Ce face copilul meu? Că mă întreabă și eu nu știu ce să le spun. Zic, păi bucurați-vă, fraților, de Duhul Ortodoxiei care a păzit România până acum. Bucurați-vă de acest Duh care a ținut cetatea întreagă. Dacă biserica cade, ne-am pierdut cu toți. De aceea trebuie să luptăm pentru cetate, pentru credință, pentru biserică. Să nu credeți că domnitorii care făceau mănăstire după mănăstire erau tâmpiți și n-aveau ce să facă. Au înțeles prin pronia divină, prin lucrarea lui Dumnezeu. Au înțeles dintr-un început că un neam nu se poate strânge decât în jurul domnitorului și când nu mai e domnitorul în jurul bisericii. Dar atenție, că și domnitorul vine să ia binecuvântare tot de la biserică. Orice domnitor este uns de biserică. Ceea ce vreau să spun prin aceste cuvinte este că fără credință, fără iubire, fără iubirea de neam, mă refer aici, ne pierdem ca structură dialogică care tinde către Dumnezeu ca un tot unitar. Adesea, în predicile pe care le țin la parohie, le spun oamenilor cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune așa: dacă vin în fața domnilor voastre și vă spun ceva, nu vă spun spre lauda mea, ci o spun căci eu spunându-mă mă voi mântui, căci mărturisesc, păzesc credința și o mărturisesc, și aceasta este lucrarea mea. Îndeplinindu-mi lucrarea, îmi voi primi din mila lui Dumnezeu mântuirea. Însă Sfântul Ioan Gură de Aur continuă și spune: dar nu vreau să mă mântuiesc de unul singur, căci toți care îmi sunt încredințați, nu pot să pierd pe niciunul. Deci Mântuitorul Hristos n-a pierdut pe nimeni, decât pe Fiul pierzării care, așa cum scrie în Scriptură, trebuia să facă ce a făcut. Dar gândiți-vă la un aspect foarte important. Dacă Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește și le spune tuturor că nu vrea să se mântuiască singur, atunci când situația, cum să vă spun eu, situația bisericilor din acea perioadă era, știți bine câte persecuții au fost și câți martiri. Și Tertulian spunea: sângele martirilor, sămânța creștinilor. Cu cât stăiau mai mulți, cu atât erau mai mulți creștini. Vedeți ce înseamnă iubirea față de dușmanul personal? Să poți să-l ies pe ăla care-i cu sabia la capul tău. Bucurați-vă! Azi nu vă cere nimeni o astfel de mărturisire. Cel puțin în România. Nu vă cere nimeni să vă puneți capetele pe butuci ca să-L mărturisiți pe Hristos. Însă diavolul vine și îndrăznește obraznic să ne amăgească cu tot felul de nimicuri, care, atenție, duc către nicăieri. Ce putem face? Ce concluzii putem trage din tot ce v-am spus până acum? Nu știu cât timp am la dispoziție. Am putea vorbi așa până dimineață, fără să repetăm ceva. Dar concluziile sunt cele care trebuie să vă rămână la inimă, nu în minte. Acolo se ocupă filozofia. Noi lucrăm cu inimile oamenilor, căci ce s-a scris în inimă rămâne scris. Așa auzim, înțelegem, nu înțelegem, mergem mai departe, viața e frumoasă. Ce s-a scris în inimă rămâne scris. Și dacă sunt porunci divine, cum v-am spus,
oriunde să fie, acelea trebuie să fie scrise în inimile noastre. Conștientizând importanța poruncilor care le ridică acolo unde filozofia nu ar putea pune pe om niciodată, și anume în transcendența și în iubirea lui Dumnezeu, ridicându-ne la acel nivel, nu putem să ne lamentăm și să ne autolimităm la materialitatea lumii, cum spune filozofia. Nu putem să ne coborâm pe noi înșine la starea de un animal rațional. Suntem creați pentru a iubi. Iar iubirea adevărată, așa cum am spus, se manifestă nu către cel care te iubește, acolo e ceva firesc, ci către cel care te urăște. Învață să-L iubești pe cel care te urăște și te vei mântui. Nu poate exista un dar mai mare decât mântuirea. Și atenție! Mântuirea este veșnică. Aici ne chinuim 50, 60, 70, 80, 100 de ani, cât vreți dumneavoastră. Dar vine vremea când se trage linie și dacă nu ești tu cel care mergi pe picioarele tale la biserică, va veni vremea când te vor duce alții. Doamne ferește să vină vremea aceea și să nu fii împăcat cu Dumnezeu. Tot Petre Țuțea spune că din învățăturile Sfântului Apostol Pavel a învățat un singur lucru, adică sau mai bine spus, cel mai important lucru. Că omul nu are voie să îndrăznească să nu fie împăcat cu Dumnezeu. Și nu ca o obligație, ci din iubire. Din iubire s-a jertfit Hristos pentru noi și trebuie să răspundem acestei iubiri învățând să-L iubim pe dușmanul nostru. Numai așa ne putem dobândi cea mai mare virtute prin care putem să spunem și noi, asemenea Sfântului Apostol Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine în vecii vecilor. Amin. Mulțumim părintelui Daniel pentru cuvântul foarte consistent, foarte încărcat de sensuri și teologice și general umane antropologice, care într-adevăr ne-a umplut așa de o spiritualitate înaltă și a reușit să lege tema generală a săptămânii noastre, închinată Sfinților Brâncoveni, cu actualitatea cea mai concretă și cea politică, dacă o simțim, o resimțim și dacă ne preocupă, și cea socială și cea a luptei noastre pentru mântuire. Mulțumim foarte mult, Părinte! Acum așteptăm momentul artistic, dar vă rog artiștii să se prezinte, că o fac cel mai bine, să spună două, trei vorbe, cine și ce trebuie. Copiii noștri v-au pregătit un moment artistic despre jertfă, despre lacrimile cu care acest popor se hrănește de 2000 de ani și care i-au dat un chip, anume chipul jertfei. Și despre frumusețea libertății și noblețea responsabilității, care împreună, în interior, se împletesc și definesc, construiesc chipul omului sfânt. Teodora Marin este cea care va începe acest moment interpretând. Teodora este elevă în clasa a doua, a treia? A doua. Și va interpreta Dorul Călător de Radu Gir și avem o țară de Radu Gir și Dorul Călător de Tudor Gheorghe. Thank you.
melodie și foarte frumoasă interpretare. Felicitări de asemenea și profesoarei și tinere artiste. Ar fi cazul să menționăm și, și profesorii, pentru că și ei fac parte din personalitatea creatoare a tinerilor artiști. Teodora este elevă a școlii Sfinții Martiri Brâncoveni. În continuare, momentul va fi continuat de Ștefan Mingă și Ioana Andrei. Ștefan este absolvent al școlii Sfinții Martiri Brâncoveni și pentru început vor interpreta piesa Cât trăim pe acest pământ pe versurile lui Iurie Sadovnic. Când durare, boli, zboare,
Oh,
și-l puneau pe scaun jos, și când spada repezea, capul iutei reteza, în coveanul de ofta. Doamne, fie voia ta! Cei gealați iarăși mergeau, și din doi își alegeau, pe cel gingaș mijlociu, cu părnete și gâlbiu, și pe scaun îl puneau, și capul îi reteza, în coveanul creofta și din suflet cuvânta. Doamne, fie voia ta! Sultanul se minuna și mirându-se-i grăia. Patru fii tu ai avut, din ei trei ți-ai pierdut, numai unul ți-a rămas, cu zile de vrei să-l las. Lasă legea creștinească și te dă. Gealații înainta și pe blândul copilaș, dragul tatii fecioraș, la pământ îl arunca și zilele îi ridica, în coveanul greofta și cu lacrimi cuvânta. Doamne, fie voia ta! Apoi el se întuneca, inima-i se despica, pe copii se arunca, îi bocea, îi sărăta și turbând apoi striga. Alelei tâlhari pădâni, ale voi fecior de câini, patru fii eu am avut, pe toți patru i-ați pierdut. Dar ar Domnul și pe dânsul tăvărau și zilele ridicau. Când turbați turci liptărea, de-ați mânca și carnea mea.
Ștefan va interpreta Ne vom întoarce într-o zi pe versurile lui Radu Gil. Dragostele noi și cânte.
despre versurile găsite în ranița unui soldat căzut și muzica scrisă de domnul Emanuel Pantazi. Ioana va interpreta Nu plânge mai că rămâne. Ioana va interpreta
interpreta păstorul simpatic după interpretarea lui Gheorghe Zamfir, de data aceasta la fluier. De asemenea, trebuie să-i felicităm.
menționăm și pe profesorii care au stat în spatele acestei munci, deci hai să-i menționăm și pe profesorii care au pregătit acești copii. Domnul Ioan, Michael Ioan Moraru, de asemenea poate menționăm și cui aparține muzica acompaniatoare, compoziția cui este. Probabil tot domnul Ioan Muraru, așa, mulțumim foarte mult și pentru acest moment care a fost atât de potrivit pentru această seară. Microfonul meu e pe aici. Acum vom procede la momentul final, cultural final al acestei seri și anume la prezentarea filmului pe care îl vom viziona în această seară. E vorba de fapt Tratat de Mântuirea Sufletului. Toți cei care au fost prezenți până acum și inclusiv artiștii sunt invitați să rămână dacă le face plăcere. De asemenea, părinții și ceilalți. Așa, după cum v-am anunțat la început, medalionul nostru de film istoric, creștin și patriotic, are două părți, e o trilogie de film românesc, istoric românesc, semnat de maestrul Nicolae Mărgineanu și încă trei filme din țările ortodoxe ale Estului European. Am văzut ieri Andrei Rubliov de Andrei Tarkovski, alaltă ieri Căința de Tenghiza Buladze și mâine o să vedem un film care evocă personalitatea Sfântului Kneaz Alexandru Nevski. Vă voi mai vorbi câteva cuvinte despre regizorul Nicolae Mărgineanu. Vedeți, cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost la filmul de ieri și v-ați dat seama cât de greu este să faci un film istoric și cât de greu este să ajungi, pornind de la filele istoriei mai vechi sau mai noi, dar oricum al unor timpuri trecute pe care le cunoaștem din dicționar sau din cărți, din tratate, să ajungi la emoție, să ajungi la sufletul spectatorului, tu ca regizor, ca scenarist, ca scriitor, ca actor, să ai puterea să retrăiești acele timpuri cu aceeași intensitate și cu aceeași autenticitate cu care îți trăiești prezentul. Pentru asta trebuie să te contopești oarecum cu acele episoade istorice, să simți că le trăiești cu adevărat și să fii foarte creativ. Doar atunci poți ajunge cu adevărat la sufletul spectatorului. Foarte puțin din regizorii noștri, din puținii noștri regizori care fac film istoric, au această capacitate. Unii rămân la nivelul acțiunii de capă și spadă, alții rămân la nivelul costumelor și decorurilor, care sunt fastuoase, dar personajele nu joacă. Alții rămân la intrigii incomplete și personaje secundare uitate prin scenariu pe parcurs cu care nu se mai întâmplă nimic. Și ne e rușine, dar asta e adevărul tipic, din păcate, pentru o mare parte din filmul istoric românesc. Nu același lucru se întâmplă cu maestrul Nicolae Mărgineanu, care parcă progresează de la un film istoric la altul, capătă maturitate, capătă o dezinvoltură de a trăi în timpul istoriei secolului 20, cel care îl preocupă cel mai mult, și anume al istoriei interzise, mă refer la momentele Golgotei, intelectualității românești, mă refer la reminiscențele acestei Golgote sau ecourile acestei Golgote în contemporaneitatea post-decembristă, pentru că s-a tot scandat, comunismul nu a murit sau
securitatea nu a murit, mă refer la securitatea care în sistem represiv ca poliție politică și așa mai departe. Toate aceste lucruri le preocupă foarte personal și foarte intim pe Nicolae Mărgineanu, astfel că de la filme ca Undeva în Est, un bulgăre de humă și, mă rog, Întoarcerea din Iad, mă refer la filmele istorice de dinainte de 89, opera lui construiește o ascendentă, o ascendentă viguroasă către filmele post-decembriste. Iar tema aceasta a recuperării României opresate de sistemul comunist a debutat în forță cu Binecuvântată fi închisoare, cum v-am mai spus, cu mai multe documentare închinate părintele Arsenie Boca, închinate fenomenului Pitești, al închisorilor al gulagului românesc. În seara aceasta vom vedea un filmul Fast Tratat de Mântuire a Sufletului, care este o dramă petrecută în contemporaneitate, deci de actualitate, însă cu un fir epic care se duce până în perioada obsedantului deceniu, deci coboară în jur de 7 decenii de acum în jos, deci către trecutul României, acoperind atât tema aceasta a urmăririi intelectualității de către securitate, cât și încă o temă foarte delicată, și anume tema colaboraționismului Bisericii Ortodoxe cu organele securității. O temă spinoasă, o temă de care pe care nu știm cum să o abordăm și în biserică și în afara ei. Presa de obicei este foarte agresivă, biserica uneori a răspuns într-un fel, alteori în alt fel, oricum este o problemă delicată. Nicolae Mărgineanu împreună cu scenaristul Bogdan Adrian Toma, cu care va colabora și la filmul următor, și anume Cardinalul, reușește să construiască o poveste în care simțim recuperarea adevărului, o poveste care parcă vrea să facă dreptate unei biserici acuzate de multe ori pe nedrept, de multe ori abuziv, fără a lua în considerare toate cazurile istorice care au existat, pentru că există cazuri diferite. Filmul de față ne prezintă povestea a doi inspectori la CNSAS, deci Consiliul respectiv de studiere a arhivelor securității, care se află pe urma unui preot presupus colaborator cu organele securității dinainte de 89 și a cazului unui student care s-a sinucis presupunându-se din cauza unei anumite relații morale dificile cu preotul respectiv. Filmul debutează cu o premiză polițistă, inițial aproape tipic hollywoodiană, doi colegi ca de poliție, deci de la acest CNSAS, unul este entuziasmat de activitatea sa, celălalt este blazat. Bine, eu personal nu prea am văzut polițiști entuziaști care să nu doarmă noaptea din cauza dosarelor decât în filmele americane, dar e posibil să existe și la noi, oricum filmul convinge și relația dintre cei doi este de fapt un pretext pentru a coborî firul narrativ mai jos, de-a lungul acestei intrigi polițiste, unde se pune întrebarea: a fost colaborator sau a fost victimă, a făcut compromisuri sau nu a făcut compromisuri. Preotul respectiv nu este ușor de găsit, între timp e vorba de un călugăr, s-a călugărit, locuiește undeva retras în munți, sihăstrește, este o sihăstrie autentică, este o mască sub care se ascunde un vinovat
Toate aceste lucruri sunt foarte cu multă abilitate construite, cu o abilitate de tip polițist, nespecifică operei lui Nicolae Mărgineanu, dar aici ea funcționează foarte bine, dar premisă în spatele căreia se desfășoară și un plan psihologic, dar și unul de meditație metafizic, de metafizic creștină. Și toată această combinație ne apropie de, hai să zicem, poetica romanelor lui Cornel Constantin Ciomâzgă, dacă ați auzit de el, este un mare romancier creștin, autorul romanului Lucrarea și Se întorc morții acasă, care de asemenea, eu îl compar, l-am comparat cu un fel de Umberto Eco român, bine, nu de aceeași anvergură cantitativă, dar de aceeași complexitate. Deci un romancier care reușește să îmbine spiritul polițist cu spiritul anchetei de tip social, istoric, politic și cu planul metafizic, în care oamenii există pocăință, există speranță de mântuire, există rugăciune, există minune, deci există intervenția lui Dumnezeu, dar toate lucrurile acestea se petrec într-un univers foarte bine legat din punct de vedere artistic, deci al compoziției narrative, ceea ce se poate spune și în cazul acestui film pe care eu l-am apreciat mult, Fals ratat de mântuire a sufletului. În final, adică spre final, ajungem într-un mediu din acesta monahal de recluziune deosebită, deci chiar într-o sihăstrie, avem o relație iarăși destul de misterioasă dintre mănăstirea pe lângă care sihăstrește părintele și locul efectiv al sihăstriei. Este un moment extraordinar al descinderii polițistului în acest loc, care este polițist care e convins că gata, e cu sacul în care va învăța dușmanul cel gras, apropo de dușmanul cetății sau dușmanul personal, că uite, își va încăța victima, însă lucrurile se petrec cu totul altfel, acum chiar că nu vă voi divulga în întregime deznodământul, pentru că se schimbă relația dintre presupusa victimă și presupusul agresor, se întâmplă într-adevăr niște schimbări lăuntrice ale personajelor, astfel încât deodată lumina lui Dumnezeu începe să răzbată prin conștiințele și ale anchetatorilor și să răzbată și din conștiința presupusei victime, veți vedea, este o dramă de psihologică care se dezvoltă treptat, deci de la premisa polițistă un pic șablonardă și care nu știm încotro să ne ducă, ne adâncim tot mai mult în meditație religioasă, meditație politică, dramă psihologică, relația dintre religie și politic, nu doar la modul sociologic, ci și la modul existențial din perspectiva mântuirii noastre. Vă urez vizionare plăcută, să urmăriți cu atenție acest film care merită mult mai multă audiență din partea publicului. Este un film aproape îngropat, de care se aude foarte puțin, pentru că tocmai subiectul este delicat și e tratat nu cum i-ar place presei noastre globaliste și presei noastre secularizante să sune lucrurile, ele sună altfel. Fără să sună patetic, edulcorat sau de un, să zicem, într-un festival de ăsta așa, al, nu știu, bombastic și retoric, adică fără conținut. Lucrurile au conținut. Filmul nu va rămâne în arhiva școlii brâncovenești, pentru că maestrul Nicolae Mărgineanu ne-a oferit o unică vizionare acum, dar cei care îl veți aprecia, veți putea să achiziționați DVD-ul de la studioul Ager Film. Producătorul este Ager Film și veți găsi pe internet o adresă de contact, un mod de a obține prin poștă și filmul acesta și eventual și celelalte două filme, Poarta Albă, pe care l-am văzut, și cel pe care îl vom vedea mâine. Sunt filme care merită
să existe în arhiva personală a celor care, care le apreciază. Și mă rog, în felul acesta susținem cei care pot și un clasic în viață, care nu primește tot timpul bani de la stat pentru a face film. Statul de multe ori dă bani pentru a face filme împotriva identității naționale, din păcate. Vă mulțumesc, vizionarea plăcută! Și la sfârșit, dacă vreți, de asemenea, voi rămâne pentru anumite întrebări, comentarii, discuții. Filmul o oră și 40 de minute durează.